Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela, la mulți ani tuturor celor cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță, după cum vedeți, am dovlecei, vinete, struguri, lucruri bune și gustoase din bune. Da, foarte bune, dar nu lucruri vreau să zic, zarzavaturi, fructe din grădină, este perioada cea mai frumoasă, mi se pare mie, după primăvară. Da, după primăvară, toamna mi se pare cea mai interesantă. Dragii mei, vă doresc și vouă abundență, o stare de spor, de bine, de... Ia să așez eu calma ușurel, ușurel, ușurel. Tot ce vă doriți, dragoste, reușite, împlinirea visurilor, cele mai frumoase visuri, vise, visuri ce vreți voi să se împlinească, idealuri, da? Ia să așezăm cărțile frumos. În timp ce am amestecat cărțile, au venit câteva mesaje pentru unii dintre voi. Ia să mai dau și mai în spate. A, dragii mei, și ciocolățele, da, am uitat, am și ciocolățele de asta dată pentru sărbătoriți. Nu tot timpul am, dar când am, împart cu voi. În privința legumelor, nu pot, n-am cum. Dar dacă ar fi ocazia, aș vrea să ofer din bunătățurile pe care putem să ni le facem singurei. Se vede bine? Se vede bine. În timp ce amestecat setul de cărți, acesta a venit 3 de cupe. Cred că o să vă bucurați de această perioadă. 3 de cupe înseamnă întâlnire cu prietenii, suculeți, prăjiturile, petreceri. E normal, e ziua voastră, la mulți ani încă o dată. La capătul setului de cărți, lăsați în urmă supărările. 6 de spade lasă în urmă ce? Supărările. Poate acasă, cu marele preot. Acasă înseamnă foarte mult. Poate să fie familie sau, eu știu, neamurile, adică familie în sensul de căsătorie sau neamurile voastre, ale lor, cineva. Da, lăsați în urmă, vă supără, lăsați în urmă această supărare și e bine, măcar în perioada asta să lăsați în urmă. Poate vreți să lăsați în urmă un insucces, un insucces sau pe cineva cu marcaj puternic în semnul taurului, dar sunt mai multe, mai mult sau mai puțin obligatoriu. Nu vă fixați, nu intrați în panică taurilor că vă părăsesc balanțele. Variază de la om la om. Din această serie de cărți pe care o voi folosi, a venit în mod special Ibisul Sacru, numărul 22. Știți bine că 22 este număr maestru, ca orice număr repetitiv. Poate 22 înseamnă ceva pentru unii dintre voi, dar 2 și cu 2 înseamnă 4, înseamnă stabilitate. Și această carte atrage atenția asupra învățăturii. Învățați niște lecții. Învățați niște lecții care țin de 2, de relație, că tot e balanță, da, 2 și 2. Relația cu voi, relația cu celălalt. E foarte important, da? Să ne păstrăm individualitatea și un anumit tip de independență în relații. Acum, nu știu ce ați învățat, rămâne să descoperiți sau să analizați sau să meditați. Aveți niște lucruri de învățat în această perioadă și odată învățate, dragii mei, odată învățate se deschide o nouă oportunitate, un nou ciclu, o nouă lume, o nouă viață în viața voastră. În ceea ce urmează să trăiți. Interesant că aveți, apropo de transformare, de încheiere de cicluri, aveți fluturele. 2 și cu 8, 1. 1, iar un nou ciclu, că tot am vorbit de nou, nou. Sunteți în prim proces de transformare, unii dintre voi nici nu știți în ce vă veți transforma, că așa se întâmplă, nici nu știm. Din seria clarificatorilor, parcă au venit, așa, da, au venit aceste cărți. Puneți capăt iar unui ciclu în care ați tras din greu 10 de bâte, după cum vedeți, sugerează și cartea, cât efort ați depus în ceva, în job, în relațiile pe care le-ați avut, în ceva. La, eu știu, la modul epuizare. Și acum vreți să manifestați ceva nou. Frumos ar fi cu regina de cupe, în primul și în primul rând, să manifestați vindecare, dragoste față de voi. Aici este un trăsnet, e printre puținele cărți în care regina de cupe are în spate un trăsnet, este o trezire la dragoste.
Și repet, în primul rând cu dragoste, începeți cu dragostea față de voi și apoi veți vedea cum se schimbă lucrurile. Asta cred că este ține de învățătură că magicianul reprezintă Mercur. Adunăm informații, dar trebuie să le și asimilăm, trebuie să le și înțelegem. La capătul setului de cărți puteți să fiți voi, ia uite, regele de spade, eventual regina de spade. Voi alături de un alt semn de aer sau voi înțelegând anumite aspecte care țin de rațiune, că uneori, interesant, uneori rațiunea vă ține pe loc, două spade și spânzuratul. Eu asta văd în acest moment. Uneori rațiunea vă ține pe loc, trebuie să schimbați perspectiva, să aveți credință, să rupeți lanțurile acestea mentale și să simțiți, să vă lăsați în voia ghidajului divin, că asta face spânzuratul, să lasă în voia lui Dumnezeu. Hai să vedem spiritul vostru în această perioadă, balanță. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță, octombrie 2022. Ioi! Nu sunt multe. O carte pentru balanță. Spiritul balanțelor de urmă. Așa ar trebui. Ia să vedem balanță. Și balanți, evident, și balanți. Spiritul balanților în această perioadă. Octombrie poate să se prelungească cu noiembrie, cu mai multe. Ia. Wow, ce frumos! Sper că sunteți mai mulți în zodia calului din punct de vedere al zodiacului chinezesc, dar nu obligatoriu. Eliberare, că tot am vorbit de încheiere, de ciclu, de portaluri, da, vedeți, trebuie să învățați și e portalul ăla pe care l-am văzut mai devreme, ce frumos și legătură faină. 2 și cu 4, ce înseamnă 6? Dragostea vă eliberează, dragostea față de voi, vă învață să iubiți și pe ceilalți și să alegeți din dragoste, foarte frumos. Aveți o legătură spirituală care vă susține în acest sens. Ce frumos. Spiritul vostru, independență, nu libertinaj, să facem diferența, puritate și un, poate aveți nevoie de mișcare, iar unii dintre voi, să vă mișcați, să alergați. Frumos. Bine, unul dintre animalele mele preferate, calul, cred că e printre primele animale pe care le-am desenat și la capătul setului, iar 6, 6 și 6, la capătul setului de cărți, honeybee, reciprocitate, aici este secretul în dragoste. Primiți, oferiți, oferiți, primiți. Honeybee. E o melodie tristă și frumoasă în același timp, care îmi place foarte mult, honeybee. De dor, de melancolie, sper să nu uit să o atașez, până termin întalarea, sper să nu uit. Eventual mi-aduceți aminte, dar nu știu dacă e chiar cea la care vă gândiți voi, o fi alta. A, madrugada, parcă, madrugada, da? Honeybee, wow, superbă. Poate cuiva e dor de voi, poate vouă e dor de cineva, de dragoste, ia uite, de cineva care vă face foarte fericit, de o persoană frumoasă, eventual autentică și puternică. Uai, ce frumos! Am zis că există un ghidaj, aveți pe cineva care vă susține. Și aici 1 și 4, ia uite, cineva care vă îndeamnă la independență, la înțelepciune, la transformare. Vai dacă te mai văd! Foarte frumoase cărți. E drăguț când e ziua voastră, vă susține universul, așa ar trebui. Sper că și voi, ia uite, soare în suflet, dragile mele balanțe și balanți. 3 și cu 1, 4, iar echilibru prin creație, prin manifestare. Uai, 30 a sărit. Încă nu sunteți acolo. A venit invers, dar urmează să fiți unii dintre voi. Poate este o femeie foarte pură, foarte specială, trei ține de împărăteasă, dar cu care n-ați, sau voi ca femei urmează să dezvoltați aspectul acesta al feminității divine, zero. Încă n-ați făcut acel prim pas, acel unu, încă. L-am văzut pe manifestor, da? Pe magician. Trebuie să manifestați, să îndrăsniți, să creați, să vă creați, să vă reinventați și să vă păstrați autenticitatea și să vă păstrați și puritatea și regalitatea.
Acum, dacă nu sunteți femei, poate că este o femeie în viața voastră care, cu care, că e zero totuși, cu care încă nu ați manifestat ceva, dar aveți potențial de creștere, de abundență. Ia uite, 30, 34. Ia uite, noroc, vă aduce noroc cu trifoiul și bani. Și bani. Ce înseamnă bani? Variază de la om la om. Vedem ce legătură au și cărțile. Sau cu ce va urma, mai bine zis. Ia să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, în balanță. Și dacă sunteți bărbați, poate este un aspect că totuși sunteți guvernați de Venus, un aspect al vostru care ține de spiritualitate, de noblețe, de creativitate, de abundență, de romantism, de sensibilitate. Nu înseamnă că toate aceste lucruri în trupul și în mintea și în sufletul unui bărbat îl fac mai slab. Ba dimpotrivă, îl fac și mai puternic, îl fac și mai complex. Soarele, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Dar vedeți voi, asta e educația pe care în general o primesc bărbații încă în România și poate și prin Europa, nu în toate părțile ale acestui glob. Dar, da, cu răbdare lucrurile se schimbă. Poate pe 24, pe 6, nu știu când e, mâine, nu, mâine, poimâine, pe 6, pe 24 și pe 30 să fie ceva pentru unii dintre voi, nu obligatoriu, dar posibil. E un drum pe care trebuie să-l faceți cu 3 de bute, eventual. Noi amestecăm o dată, apoi de 3 ori. Ștem o dată, de 2, de 3 ori și tem. Balanțe. În trecut, regina de bâte, 7 de cupe. Wow, ce frumos. Frumos, frumos, dar n-ați avut încredere. Asul de cupe și regina de bâte. Eventual ați fost între. Unii dintre voi a trebuit să alegeți. Și a fost foarte greu această alegere, acel moment v-a pus și mai mult în confuzii între o nouă dragoste și o persoană care v-a atras foarte intens, în mod special sexual v-a atras. Poate ați avut de ales între cineva cu marcaj, nu obligatoriu zodie, marcaj puternic în peștera, scorpion și marcaj puternic în berbec, săgetător, leu. Marcaj, poate ascendent cu planete în semne de foc și totuși altă zodie, da? Trebuie să fiți atenți. Dar dacă au fost alegeri, pentru că vă șase, șase ține de gemeni de alegeri, a fost foarte greu. Pentru că trebuie să fiți sinceri. Apropo de 22, relația cu voi, trebuie să vă iubiți ca să faceți alegerile din dragoste. Altfel, riscați să faceți alegeri din poftă trupească sau din rațiune. Și uneori sunt bune, dar mai degrabă la locul de muncă, când e vorba de altfel de relație, tot din suflet e mai bine să alegeți. Știu balanțe care se gândesc și tot prost aleg. Din păcate. Și îmi sunt rude, nu vorbesc de persoane necunoscute, da? Nu e o chestie. Dar acum, depinde și de evoluția fiecăruia, de cât încearcă să se înțeleagă. Acum, ce mai este? Mai văd și altceva. Cu o nouă dragoste a fost undeva, nu știu de cât timp, e trecutul ăsta e variabil, de un an, de doi, de trei, de două, trei luni, de câteva săptămâni, variază. E o nouă dragoste. Sau a fost. Rămâne de văzut dacă va reveni și cum se va manifesta în viitor sau în prezent. Această nouă dragoste a venit într-un mod nu aș spune musai secret, cât misterios. Dintre toate opțiunile pe care le aveți, dacă sunteți doamne și sunteți pline de... Sunteți sexy, în general, balanțele sunt sexy în felul lor. Oricum ar fi, frumoase sau mai puțin frumoase, aveți ceva, un șar, da? Că e zodia lui Venus.
Probabil că aveați opțiuni și dintre toate opțiunile una a fost mai specială. Iar, ce mai simt? Mai simt că poate. Acest as de cupe a venit și cu multă atracție fizică și emoții extreme, intense, profunde, dar și un magnetism excepțional. Și două lucruri care v-au afectat rațiunea într-un fel sau altul. Totuși, balanțele sunt semne de aer, așa se zice, și au nevoie să înțeleagă lucrurile. Și din cauza că n-ați înțeles, probabil ați simțit această confuzie, șapte de cupe, confuzie. Șapte de cupe ține și de un aspect care ține de visare. Probabil că nu s-a materializat și a rămas totul un vis. Wow, ce frumos, 10 de cupe. Regina de spade. Oh, regele și regina de bâte. Pentru unii dintre voi, am zis, rațiunea e, evident, este cea care vă marchează, dar iar între foc și apă, între pasiune și emoții, aș spune ideale, 10 de cupe e o relație ideală și asul de cupe la fel. În prezent, aș spune mai degrabă cu o regina de spade pentru mine e balanță și nu doar pentru mine și pentru alții. Marcaj puternic în balanță. De obicei, regina de spade este cu sabia în sus. Comunică. Aș spune că voi meditați. Meditați în continuare la un aspect care ține de puritate. Puritate mentală, emoțională și atracția asta până la urmă este naturală. Atât timp cât nu este deviată. Atât timp cât se folosește și într-un mod creativ. Atât timp cât o folosiți și ca care este cuvântul sursă de alimentare? În ce sens? De încredere în voi. De încredere în voi. O să și clarificăm. Dar sunt multe lucruri la care trebuie să vă gândiți. O să vedem totuși, 10 de cupe poate să însemne o relație de familie. Poate, dar este prea frumoasă. Nu știu dacă eu știu că, cel puțin la mine, în etalările mele de câțiva ani de zile, am zis că sunteți de la început în plin proces de transformare, dar de câțiva ani de zile, balanțele tot trec prin niște experiențe foarte puternice, sunt chemate la transformare, unele se încăpățânează din cauza rațiunii, altele încet, încet răspund la această transformare și acceptă schimbarea, acceptă eliberarea, apropo, acceptă creșterea, dezvoltarea, acceptă lucruri, dar nu toți. Probabil că aici e o problemuță, nu știu exact, o să clarificăm 10 de cupe ce ar fi. Ia uite, în viitor, 2 de monede, 9 de monede, că văzui mai devreme. 9 de monede aici este înțelepciunea. Ia uitați-o, 9 de monede. Înțelepciunea este să vă păstrați independența, stabilitatea în orice situație ați fi. În orice situație, bărbați, femei, nu contează. Acum, într-adevăr, 9 de monede nu e căsătorită. Sau căsătorit. Acum încep să văd mai bine. Unii dintre voi sunteți între o căsătorie sau o relație. Și sunteți atrași de cineva, de o persoană independentă și încercați să păstrați această atracție, să o păstrați doar pentru voi. E un secret. E un secret. Nu e obligatoriu acest mesaj să fie pentru toată lumea. Ia uite, luna și marea preoteasă. Ia uite, exact. Luna, zero, acum îl văd ca pe o lună plină. Și trei. Da? Trei. 3 și 0, luna plină, luna 9. Ce urmează luna plină? Poate la luna 9 să... La luna 9 poate să... Nu, e o iubire
E o persoană foarte specială care vă atrage. Vă cheamă și, repet, vă cheamă la libertate, la eliberare. O să văd ce înseamnă acest 10 de cupe, cât este de ideal sau poate a fost un ideal pierdut sau poate ce-o fi. Valetul de cupe și Marele Preot e un copil care stă între voi. Din cauza asta nu puteți voi. Ori, nu știu, ceva acolo e o problemă. Stați pentru bani acolo sau ca să mențineți acel copil, să-l mențineți într-un anume tip de stabilitate tradițională, dar nu știu dacă este chiar cea mai bună alegere. Între timp, iau, te ascundeți că iubiți regele de cupe și 7 de spade. Ascundeți o dragoste, plângeți. Eventual, acest personaj, pentru unii dintre voi, l-ați întâlnit la locul de muncă al vostru sau al lor. Nu cred că s-a materializat chestiunea pentru toată lumea. Cred că a rămas, cum a zis mai devreme, doar un ideal, un vis frumos. Pentru că dacă sunteți într-o relație, acolo cam stați pentru copil. Mulți dintre voi, nu toți, dar nu, hai să zic nici mulți, unii dintre voi stați pentru copil. Uf, uf, uf. Hai să vedem. Ce îmi place totuși că se termină cu energie feminină divină. Apropo de ce zise mai devreme, da, 30 aceasta. Și aici, ce frumos. Preîmpărăteasă, împărăteasă și luna. E o persoană pe care o admirați foarte mult, vă simțiți foarte atrași, nu doar că vă simțiți atrași fizic, vă simțiți și emoțional foarte atrași. Ați visat că ce frumos ar fi să fiu cu acest personaj, dar deocamdată stați și vă gândiți, nu știu cât acționează regele de bute. Nu știu, rămâne de văzut. Regele de bute e energie masculină, tot așa plină de... să nu zic cuvinte, trebuie să am grijă ce cuvinte spun. Plină de foc, da, de pasiune, dar această femeie sau energie, nu, ea zice că e femeie, nu, de monede, luna și împărăteasa. Fecioară, peștera, scorpion, altă balanță sau taur. Sau, e ce mai, da, interesant, hai să mai vedem ce alt mesaj. Poate altcineva are de ales între voi. Și a fi independent. Interesant, da un mesaj. Între voi și a fi independent. Pentru că unii dintre voi sunteți într-o relație posibil cu un semn de foc. Posibil. Nu toți, dar unii. Și posibil semn, altcineva semn de pământ sau semn de apă trebuie să aleagă între a fi persoana secretă sau a fi persoana independentă. Că nu vrea să-și complice viața. Înțelegeți. Mi se pare normal să alegi independența. Aici puteți să fiți voi. Secrete, confuzii, mistere între voi și posibil un semn de pământ. Cineva cu Venus. Venus, dragii mei, nu fecioară. Venus în fecioară. Nu? Peștrac, poate scorpion și un taur, dar aș spune că sunteți voi. Între voi și acest personaj, dacă ar fi vorba de zodie, sunt niște aspecte emoționale foarte profunde care trebuie vindecate. Dacă ceva nu merge, înseamnă că este ceva de vindecat, pentru că luna vine cu multe traume, în general. Pe aspecte care țin de feminitate, de maternitate. Hai să vedem. Regina de bute în trecut. Cine e această regină de bute? Cineva cu marcaj puternic în leu. Berbec, săgetător. Interesant. Un personaj la drum, probabil, la distanță, cu care poate ați comunicat. Sunt prea multe cărți ca să le iau. Dar care cu care ați avut o întâlnire cu acest personaj? Nu e obligatoriu, nu știu sigur încă dacă cu acest personaj aveți casă, dar ați fost în casă, ori ați stat, nu știu, undeva, într-o casă cu acest personaj, 4 de băte reprezintă casa, au fost momente frumoase într-o casă, adică un anume tip de relație, dar a fost o întâlnire care v-a schimbat viața. Și
Și a fost o chestiune care s-a întâmplat la drum. Poate a fost o pasiune. Poate a fost o întâlnire cu 4 și cu 1, 5. Se creează conflictul. O întâlnire în afara casei. Oho, da. Posibil. Da, trebuie să alegeți. În fine, ia uite, magician. Ia uite, 5 de bâte. Ați fi putut să începeți o nouă relație, poate unde ați început să manifestați ceva, rămâne de văzut. Dar sunt multe conflicte pentru că e o casă și e o pasiune în afara casei pentru unii. Nu pentru toată lumea. Altfel, dacă n-ar fi chestia asta, aș spune că întâlnirea cu un personaj foarte încrezător, foarte pasional, foarte creativ, v-a transformat viața și v-a chemat la un alt tip de relație. În fine, 7 de cupe. Un alt tip de relație. Sunt relații 7 de cupe. Ia uite, 5 de bâte. Aici sunt confuzile. Confuzile. Am zis că sunteți atractivi în general, balanțele sunt atractive de orice fel ar fi și se creează conflicte, gelozii între persoanele de acasă și, eu știu, la locul de muncă sau alte persoane care vă plac sau voi îi placeți. 7 de cupe și 5 de bâte. Iar drum, iar distanță, ambele reprezintă drumuri și o separare. Iar drumuri, iar online, iar călătorii peste, ori foarte lungi, ori peste hotare. Asul de cupe. 4 și 1, 5. A cincea roată. O regină nu prea dorește să fie a cincea roată. Vrea să fie volanul, da? Ah, extra, vede? Băi, nu se poate. Asul de cupe și asul de cupe. Orice conflict ar fi, orice confuzii ar fi, această dragoste chiar... Aș spune că... Ia uite și valetul de cupe și regele de cupe. Și regina de foc pe care am văzut-o mai devreme. Regele de monede, în general, este o persoană căsătorită, aici este și cu copil, și apare această tentație. Dar tentație care duce către dragoste, aș spune. De-aia apare conflictul, de-aia apare confuzia, de-aia apare starea de... Cum să mă lupt când eu am ce am, da? Mai bine stau și visez. Hai să vedem că celelalte cărți ajută să dezvoltăm cât de cât povestea sau mai e nevoie de alte clarificări mai încolo. Ia să vedem. 10 de cupe în prezent. Poate s-a lăsat, sper că nu s-a lăsat cu vreo sarcină nedorită. Nu, că nu apare regele de spade, nu. Nu, e un personaj soț, cu copil. Am văzut mai devreme. Ia uite-l, aici e regele de cupe. Ia uite-l, taur. Taur, regele de monede și taur. Aha. Cineva cu marcaj în zodia taurului sau poate are planete acolo care are un copil. Sau dacă nu este cu marcaj în zodia taurului, vă rog frumos, nu vă fixați pe această idee. E o persoană într-o relație tradițională. Dacă nu e căsătorită, e de lungă durată și au copii și chiar dacă nu s-au căsătorit la biserică, sunt undeva acolo, au o semnătură, au o promisiune făcută. Da? Și apare tentația. Și când vă zic că apare tentația, nu vă gândiți, musai, că apare diavolul de după un colț. Își dezvelește vreun genunchi, ceva. Nu. Se întâmplă o întâlnire cu cineva, 10 de, ia uite, roata norocului, da? O întâlnire, face parte din destinul vostru. A fost programată încă de la naștere întâlnirea aceasta. Ca să ce? Ca să vă provoace, că cinciul provoacă la schimbare. Să înțelegeți că relațiile sunt de multe tipuri. Poate să fie chiar flacăra voastră geamănă cu 4 de bâte, care vă scoate din tipare, din marele preot. Pentru unii. Asul de cupe de 2 ori. Sunteți nebuni. Scuzați-mă, glumesc și eu, nu vă supărați când zic așa. Ia uite, în timp ce vorbesc, apare eremitul. Poate e tăcere în această situație, dar e tăcere necesară ca să înțelegeți, să analizați. Cine știe cât timp vă ține această analiză? Hai să vedem totul. 10 de cupe. 10 de cupe.
Ceva, ceva, ceva. Unde s-a răsucit? Am simțit eu că s-a răsucit aici. Unde ești? Unde ești? Ah, uite aici. 10 de cupe, 7 de monede. Ați vrea să investiți într-o relație care vă aduce fericire. 7 de monede, investește și muncește cu răbdare. Ați vrea. Oh, interesant, ce mai simt? 7 de monede, poate cineva cu un marcaj în zodia fecioarei care încă visează la voi. 10 de cupe e ideal. Visează că o să fiți, vă așteaptă cu 7 de monede. Oricine vă așteaptă, ori voi așteptați un ideal. Ia uite împăratul. Ia uite regele de bute. Vă vede ca pe Dumnezeu. Regele de bute și împăratul. Așteaptă probabil o renaștere, da, cuiva i s-a aprins călcâiele și probabil. Dar mai vedem, nu e obligatoriu pentru toată lumea acest mesaj. Stați un pic să mai văd ce alte cărți. Regina de spade. Sunt mesaje și mesaje, Regina de spade. Ia uite, a venit o... Voi stați și vă gândiți la un drum. Ați vrea să vă detașați de apele tulburi, de conflicte. Dar e o separare, ia uite, balanță. Balanță, ia uite, măi, dar balanța are în spate multă supărare. Pe care nu știu în cât timp reușiți să o vindecați, dar e cineva, ia uite, 9 de monede. Persoana aceasta independentă e în stare să vă echilibreze pentru că are altă vibrație. E satisfăcută de viață, e încrezătoare. Voi sunteți unii dintre voi supărați, 4 de cupe, ați pierdut, ia uite, asul de cupe, l-ați pierdut, a fost că e în trecut. Ați pierdut ocazia și suferiți din cauza că v-ați lăsat influențați de unii de alții, din cauza unor jocuri mentale, din cauza căsătoriei, cu discuții. Unii dintre voi aveți o căsătorie cu discuții, cu... Da, asta așa la modul cel mai frumos. Da? Și vă gândiți cu turnul și cu și cu justiția, vă gândiți chiar la un divorț unei dintre voi. Sau pur și simplu să vă separați de cei care v-au adus atâta suferință, clar. Eventual, gândind la această dragoste pierdută, poate că... Da, pentru unii e cineva cu marcaj în fecioară, dar nu obligatoriu. Dacă nu e marcaj în fecioară, este... O persoană foarte independentă, care se întreține singură, care își are afacerea sa, o persoană pământeană. Așa văd. Regele de bute. Nu zic că n-are și pasiune, dar regele de bute și valetul de bute. Cu ce mă ajută asta? Doamnelor, dacă e un bărbat care vă place, probabil că își dorește foarte mult să comunice. Poate chiar să aibă o aventură, rămâne de văzut, dar în primul și în primul rând să comunice. Dacă sunteți bărbați, vreți să comunice. Interesant. E sub această dragoste. Dacă sunteți bărbați, poate că vreți să lăsați în urmă o căsătorie în care ați muncit, crezând idealul în acest ideal. Idealul a fost... Dar din ideal ați rămas cu munca și cu oboseala. Alt mesaj, nu uitați. Ați zis, mamă, ce frumos, când v-ați căsătorit, e normal că așa se întâmplă. Mamă, ce fericiți o să fim, o să avem mulți copii și eu de toate. Și între timp ați rămas cu munca. 7 de monede. Și acum vă gândiți cum să las eu acest dezamăgire, da? Și să merg înainte cu speranță, cu trei de bute, într-o altă direcție, eventual către un bărbat care, mă, e bărbat, da? E pasionat, știe să conducă, știe să se exprime, știe să-mi... Na, doamnelor, dar nu obligatoriu, doamnelor. Puteți să fiți domni care vreți să mergeți înspre această dragoste de care, repet, vă simțiți și emoțional, dar vă simțiți și atrași fizic, sexual. 2 într-1, 3 într-1, cât o fi. Iar la locul de muncă sau vreți să munciți? Să creați magicianul această oportunitate. Până acum a fost un secret. Și în primul rând și secret, ați plâns pentru acest lucru.
cineva de care vă simțiți atrași. Doi de monede. Doi de monede. Cavalerul de cupe. Iar nu mă ajută asta prea mult. Nouă de monede. Da, uite, trei de spade. Cine trebuie să aleagă între două persoane, posibil să fie mai aventuros? Cavalerul în general energie masculină. Nu obligatoriu, dar posibil unii care sunteți în energie masculină aveți de ales între o persoană și altă persoană. Ei, și în această alegere, probabil pentru unii, ori suferiți pentru persoana independentă, ori persoana aceasta e dezamăgită de voi. E dezamăgită. Trei de spade. Da, că au fost niște secrete. Emoții au fost, dar a fost o nebunie. A fost o... Luna. Ia uite, doi de spade. De secretele acestea vor fi blocate, eventual vor fi analizate. Cine vă blochează, poate ei, poate voi. Și împărăteasa, de curiozitate. Ia uite, diavolul și eremitul. Wow! Împărăteasa aceasta, femeia aceasta despre care am zis eu, foarte, foarte specială, în vibrație înaltă, intră în tăcere, deci îi conștientizează, hai să zic, conștientizează că are parte de o tentație, ori voi sunteți tentația, ori eu știu ce e tentația. Cine conștientizează de această tentație, pune tăcere. Tentația aduce confuzii, aduce frici, diavolul și luna, da? Și cele două cărți sugerează tăcere, introspecție, analiză. Ce mai văd pentru unii dintre voi? Împărăteasa aceasta, orice zodiar ar fi, nu știu care, deci aici ce văd. Pentru că variază. Ori fecioara, ori balanța, sau mai bine zi, între o fecioară și o balanță, apare, wow, nu musai diavolul. Apare personajul ăsta foarte, foarte intens. Pentru unii poate să fie o variantă negativă, că diavolul nu e văzut de alții diavol. Poate pur și simplu o persoană foarte intensă. Și lumea arată cu degetul că, vai, că e cum e, știți cum. Și să nu fie. De exemplu, uite cum s-au așezat și cărțile. Lumea se arată, ia uite ce face tipa aia. De fapt, tipa aia nu face nimic. Pur și simplu este Kundalini, foarte intensă, că e împărăteasă. Vorbesc pentru cine înțelege limbajul, da? E împărăteasă într-o energie divină foarte înaltă și Kundalini este trezită și lumea nu înțelege ce înseamnă Kundalini. Ea își manifestă Kundalini într-un mod creativ, manifestă abundență, manifestă dragoste, manifestă multe lucruri înalte, dar lumea nu vede decât intensitatea. Și desconsideră Kundalini crezând că este doar o energie sexuală. Și uite așa, multe femei foarte puternice au fost, știți voi, ia uite, târfa, distruge căsnicile, distruge relațiile, când de fapt e o persoană solitară, e o persoană înțeleaptă, dar din cauza acestei energii foarte intense, pentru cineva trebuie să spun clar, nu vă place, vă place, dar este un mesaj pentru câteva persoane. Dar, trecând și peste acest mesaj,
Tocmai pentru că această energie, această femeie are kundalini trezit, poate să discearnă între tentație și dragoste. Și atunci stă și se gândește și discerne și analizează, de fapt, ce am de făcut. Puteți să fiți voi, poate să fie altcineva. Luna doi de spade. Ce-ar mai fi? Aș vrea să mai clarific asul de cupe. Cât am vorbit balanțelor, 40 de minute. Dați-mi voie să clarific asul de cupe. Că văd că a venit. Deci dragoste foarte, foarte intensă. Poate că amândoi a simțit aceste emoții, pentru că sunt două cupe. Deja doi ași creează doi de cupe. Dar degeaba simțea, uite, a fost căsătoria și s-a creat triunghiul. A fost căsătoria, dacă nu căsătoria, familia, mama, tata, nu mămică, nu băiatul mamii. Nu, femeia asta e prea, ia uite soarele, am zis, mă, femeia e prea intensă. Ia uite, regina de bute, posibil facă a voastră geamănă. Pentru unii, da. Dacă sunteți bărbați, v-ați întâlnit cu o femeie foarte intensă, lumea zice că e așa, așa, așa. De ia uitați cum e. Am dat un mesaj. O fi valabil pentru unii dintre voi. Clar. Ia uite, soale și 10 de cupe. Și faetonul la drum. Da? Versus în spate, ce lăsa la drum mașinuța? Lăsa o relație obositoare, epuizantă. 10 de putere l-am văzut mai devreme. Da? Ați lăsat în urmă o relație, un job, o familie, la un moment dat, într-o călătorie și ați avut parte de 10 de cupe și soare, da? Pentru unii dintre voi. Aici s-a întâmplat. Căsătoria, tradiția, eu știu, da? Viziunea asta șablonată a societății. Și? Da, cred că unii v-ați întâlnit cu flacăra geamănă care, tu mai zic, apare ca o tentație, dar nu-i tentație, este soarele. Este soarele, este asul de cupe. Este 10 de cupe. Voi ați muncit în alte relații crezând că acelea sunt ideale, dar nu. Că de-aia a schimbat roata norocului, a schimbat viziunea această întâlnire. Și aceasta va arăta că de fapt relațiile, acestea sunt 4 de bâte, nu 7 de monede. Dar în fine. Ce să zic, în prezent vă gândiți să lăsați în urmă niște ape tulburi, niște situații în care ați suferit. În care ați suferit. Și vreți să mergeți către soare, către speranță, pe eventual într-un alt loc. Unii dintre voi, dacă sunteți bărbați intenționați, simțiți nevoia viscerală, să zic, să comunicați și pasiunea și ceea ce ați simțit față de, știu, un anume personaj din viața voastră. Dar aveți de ales. Veți fi iar puși, că asta e cartea balanței. Balanța tot timpul alege și de multe ori alege prost, din păcate. Nu uitați de primele cărți, de abundență, de creșterea voastră personală, spirituală, de dragoste, de creativitate, de creație și de libertate. Dar libertate versus libertinaj. Avem foarte mult alb. Mai dăm o carte pe doi de spade, te rog frumos. Deci, posibil pentru cineva... Aha, ah, interesant. Alt mesaj a venit acum. O fecioară, cineva cu marcaj puternic în fecioară, este foarte rănit, foarte supărat sau supărată din cauza voastră, eventual. Sau dintr-o altă cauză, nu știu, dar posibil din cauza voastră sau dintr-o altă cauză. Și să... Să se fi îndrăgostit? Sau să fie pe cale să-și găsească fericirea? Dacă este dezamăgită din cauza voastră, este pe cale să-și găsească fericirea. Da, cineva. Au apărut și alte zodi, da? Dăm pe doi de spade. Ia uite, extraordinar! Luna, doi de spade și luna. Fantastic. Aici e o problemă de discernământ, îmi pare foarte rău, care trebuie și iar de înțelegerea propriilor emoții și a emoțiilor, a feminității în general.
Ori aveți de ales între mamă și o altă femeie foarte puternică, ca și energie. Deci, mai dăm o carte pe... Da? De multă suferință. Nu știți exact, încă nu știți, sunteți în confuzie. Eu zic să încercați să manifestați la lună nouă, lună plină, să scrieți, să faceți eliberări și să faceți intenții ca apoi să se manifeste lucrurile pentru unii dintre voi. Dăm și pe acestea remit o carte. Ia uite, steaua și 7 de monede, de bâte. Dacă între voi și o balanță a apărut o energie toxică, nu știu care dintre voi va crea bariere și va merge către vindecare și către destinul său. Unul dintre voi își va regăsi destinul. Nu știu dacă fecioara sau balanța, dar unul dintre voi pune bariere și zice gata, stop cadru, merg, mă vindec și merg către, am zis eu, către fericirea mea. Eu văd, pentru unii, nu știu de ce a apărut, pentru unii a apărut fecioara în această etalare, da? Renaște după separare. Da, da. Balanță, separare și renaștere. Pentru cine o fi, o fi pentru cineva. A, taiete. Nu știu pentru cine zic. Libertatea, vărsătorul. Eu știu. E a voastră, e altuia. Nu știu. Voi vedeți, nu știu, adică eu citesc cărțile, nu știu pentru cine se aplică, pentru balanță, pentru cealaltă persoană cu care aveți voi de-a face. Nu toate balanțele au de-a face cu fecioare, unele au de-a face cu taurii, alții cu semnele de foc, alții cu semnele de apă. Vedeți pe unde vă găsiți, pentru că este o etalare colectivă, nu e personală, vă rog frumos. Chiar dacă sunt rezonanțe, uneori, relație spirituală, conexiune, nu relație, conexiune spirituală vă ajută să vă transformați, să vă eliberați, să ieșiți din șabloane. Dăm un mesaj pentru balanță, că am vorbit mult, dar e ziua voastră, măcar acum ziua voastră. Hai. Un mesaj pentru balanțe. Ia uite, măi! Nu există deschidere, neapărat cinste, nu există deschidere. În dragoste, unii dintre voi, asta e, din păcate, unii dintre voi trăiți niște relații în care nu există deschidere. Unul poartă măști, altul cu spatele și pasiunea există. Poate e o relație secretă, poate e o pasiune secretă a voastră sau a altei persoane din preajma voastră. 5, iar apare 5, marele preot. Rămâneți în credință, rămâneți amabil orice ar fi. Orice ar fi. Prin orice treceți, rămâneți amabil ca lucrurile să se schimbe. Să vă atrageți amabilitate, să vă atrageți dragoste. În acest motiv apare pe regele de bâte valetul de bâte. Vorbiți apropo de deschidere, de fiți deschiși, spuneți ce simțiți, ceva, ce aveți nevoie. Nu doar bărbații, dar în fine. Și lucrurile sunt mai profunde decât par să fie. Totuși, mai dăm o carte. Mai dăm un mesaj frumos. Ia uite, considerați fundația pusă, dar a venit cam invers. În fine, probabil trebuie să vă desțeleniți dintr-un loc ca să creați fundația în altă parte. Și ca să creați... Chiar am răspuns de curând la ultima etalare. Cineva mi-a adus aminte sau la penultima. De un lucru pe care l-am mai spus, nu poți să construiești o relație sănătoasă pe o inimă frântă, da? Așadar, rămâneți, dați-vă timp la solitudine, unii dintre voi, remitul, creați granițe personale, vindecați-vă, deveniți independenți, eliberați-vă, ia uite, și va veni persoana aceea super, super potrivită pentru voi, Union of Hearts. Și dacă ei și-au găsit pe altcineva, vă veți găsi și voi pe altcineva. Dar hai să zic că ăsta e mesajul pentru voi. Union of Hearts. Ia uite și o nouă dragoste. Va veni, dar aveți niște lucruri de făcut. În cazul în care nu le-ați făcut. Probabil că pentru cineva vorbesc aici. Cu siguranță.
nu vorbesc doar pentru mine. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau și încă o dată la mulți ani!